suntem aici, ne-am întors. Dragi prieteni, suntem înapoi la podcastul vostru favorit. Este dimineață, este luni dimineață, în data de 23 octombrie, ca să știe oamenii dacă vine acum un atac aerian, să știe când s-a întâmplat. Da. Poate suntem primii care... Poate o să transmitem live, știi cum era... Și o să preia toate televiziunile filmarea asta. Tailandeza aia care făcea dezmorțirea de dimineață sau ceva, nu știu dacă Thailanda, Indonezia ceva. Era una într-o piață publică de făcea înviorarea pe YouTube live și prin spate treceau taburile, era lovitură de stat. Și a făcut în conjurul lumii așa. A prins live, oamenii intrau acolo să se informeze, luau bucăți, spuneau pe Twitter, uite-mă că... Mai era și fata asta, cumva, care făcea și dezmorțirea. Și era haideți toți, ca fluturașii, da. Bă, trebuie. Adică nu poți să te duci... Neîncălzit. Neîncălzit la, o lovitură de stat. Îți faci stretching-ul de dimineață. Bă, trebuie. Adică dacă aș avea o grupare din asta de grill, dacă după podcastul ăsta mergem să luăm parlamentul pe sus, nu pot să vin așa amorțit. Riști să faci junghiuri acolo. Da, junghiuri, se blochează gâtul, naiba. Când poți să faci muie. E greu să mai ieși parlamentul în ziua de azi. Și ce să faci cu el? Tu îți dai seama cât îți vine numai curentul. Să nu intrăm în asta. Curentul, încălzirea asta. Prontul asta, că au dat marmură acolo asta din ce e făcută ea. Când a fost acum ultima oară IMAP ăsta de fac ăștia imagistică pe clădirea parlamentului. Aha. Nu știu dacă e cuvântul corect, dar sună bine imagistică. A fost așa, un pic de scandal, că erau vreo trei becuri aprinse, trei geamuri luminate acolo și futeau tot vibe-ul, tot ce se întâmplă acolo. Dar ce să faci dacă munceau oamenii? Asta e, mă. Pe de altă parte a fost, ce faci, mă, după ce că te iei că aleșii noștri nu muncesc, acum că muncesc, te iei de ei. Și ce? Și să-i înțelegi și pe ei. Nu, oare puteai să vezi a cui birouri erau? Cred că probabil George Simion. Da. El știm că muncește zi și noapte pentru poporul român. Da. Mai departe, na, o să vedem la alegerile din primăvară. Bă, vară, da, toamnă, an, nu știu când sunt. Urmează un an plin de... Găleți. Păină. Chiar am nevoie de brichetă nouă. Desfăcător, un calendar. Acum zicea șoferul de pe Uber că am venit pe aici, pe la pasajul ăsta, pe la Basarabia sau cum pasaj, se cheamă. Pasaj. Și azi că văd că pinul e după colț, vă las aici la târg sau unde aveți treabă? Și zic, nu, peste drum, după colț. Puteți să mă lăsați, traversez eu ca să nu mai întorci. Dar văd că nici nu mai este târg. Zic, nu mai e târg, că s-a făcut un parc și terenuri de sport. Ziceți. Poate să zică lumea orice despre Negoiță, dar face treaba. Nu avem primar în București ca Negoiță. Bă, nu poți să te contrazic, adică da, chiar a făcut să, un parc aici. Dar nici nu poți să fiu de acord cu tine. Acum jumătate de an nu era un parc și acum e un parc. E bine, na, se vede, e ușor să tragi concluzia asta, că nu ai primar ca Negoiță. Am avut un șofer foarte distins, așa... Înainte. Ce distingea de alți șoferi? Între ce l-ai pus să distingă? Conduceam, am fost cu o Tesla. Wow. La Cisnădie, m-am întors de la Cisnădie, oameni buni. Eu credeam că Uber, nu, din și era îmbrăcat frumos, cămașă, avea un era un pic râit, ceea ce îi dădea așa un franțuzism, o chestie. Și vorbea cu dumneavoastră și foarte încet. Și la un moment dat, înainte să plecăm, ne-am întâlnit asta la o țigară. Mi-a dat, poți să sunteți fumător, ce mă bucur că sunteți fumător, să vă ofer o țigară. Este un Dunhill englezesc, foarte bun. Este port țigaret, mă aștept mănușa albă. Foarte așa. Și am vorbit, stăteam un pic de vorbă cu el. Și la un moment dat, să vă spun un banc cu evrei. Ok. Bine, și ploua afară și era un pic de gălăgie și vorbea foarte încet. Că era totuși cu evrei. Era totuși cu evrei și eu nu înțelegeam ce spune. În contextul ăsta? Și eu nu înțelegeam deloc ce spune. Și nu știai unde să râzi? Apropie, și nu știam unde să râd. Nu știam unde era Pancio cu evrei. Și doar mă duceam așa mai aproape de el, dar nu știam cât de aproape să mă duc de el. El vorbea din ce în ce mai încet. Și la un moment dat am râs.
Și acolo să... De obicei râs când se oprește din vorbit, eu asta. L-am văzut când s-a întors la mine și a zâmbit așa un pic și a zis: ți-am plăcut, cum sunt evrei ăștia. Mă omoară de fiecare dată. Dar nu poți, mă, într-o Tesla să fumezi în Tesla. Nu poți să fii fumător de tutun în Tesla. Fumezi tu ori ceva, din asta, în Tesla? Ceva electric, o țigară electrică, ca și în Tesla până la urmă. Nu poți să ai o Tesla fumată pe la, pe la marginea geamului, așa să fie seama, arsă într-un colț așa dacă de țigară. Dacă dai mie o Tesla 3 luni pe, pe mână, cum o să arate aia? O să arate ca, ca cea mai high-tech cocină ever. Să fie doză de cola zero pe jos. Cotet digital. Scrumieră în paharul de cafea. Nu poți. E Tesla totuși, dă o morție. Era și foarte curată. Era, era frumos așa. Și e genul de mașină care piuie dacă n-ai centură în spate, știi? Majoritatea... Sunt multe mașini și mașini din astea de nu lume. Prea mai, nu prea mai mers cu mașini noi, să zicem, sau cu mașini așa... Da, că asta cred că e după niște... S-au introdus niște legi prin alte țări mai... Nu aici, altele. Da, nu știu dacă mai civilizate neapărat, mai... Altele. Faldosite. Mai, da, mai sperioase, așa, nu le place viața. Sau le place prea mult viața. Și are, are portbagaj și în față, că fiind electrică, neavând motor acolo... Da, că la scooter. Mi-am pus, da, mi-am pus chestia acolo în față. Cred că Trabantul, sau erau niște mașini vechi din astea care aveau motor în spate și da, în față era... Da, că și Volkswagen Beetle, Beetle. La, la modul ăsta. S-ar putea să mănânc căcat, dar cred că primele variante. Aparent, când au apărut, Volkswagen Beetle erau cele mai safe mașini, așa, pentru că... Nu erau altele. Răzi erau biciclete. Pentru că avea, avea un fel de șasiu care era foarte, foarte sigur, gen la viraje nu te răsturnai, nu rămânea pe avea asfalt, o apăsare la sol. Avea o apăsare dacă la sol. Dacă e să ne băgăm acum în, în aerodinamică. Dom'le, neamțul. Știu că e dimineață pentru aerodinamică. Plus că e furat. Beetle-ul? Da. De la, aș zice de la cehi. Insecta cu aceeași lume. Aș zice cehi. A fost furat designul. Da, designul. Aha. E aproape la fel și tot l-au... Ciordales. Deci bă, neamțul, domne... Neamțul nu e chiar așa. Exact asta. L-a făcut... Bă, l-a... a făcut mașina poporului? A făcut-o. S-a râs? A furat. Nu mai contează. S-a râs, s-a râs. A făcut-o mai populară, e a lui de acum. Apropo de s-a râs. Apreciez toți oamenii care s-au luptat în comentarii la ora mea, foarte drăguț din partea voastră. N-ați avut cu cine, îmi pare rău, dar dacă vreți să vă certați, puteți să intrați la mine pe Instagram. Mi-a bubuit un reel în cava și gura voastră și mă înjură toți pensionarii la și toți demenții. La ce numere ai ajuns? 300 și ceva de mii de vizualizări și am fost în... făcută prostituată, retardată. What? Ca așa femeile. Cred că prostituată e mai rău decât curvă. Să, da. să se spună. What? Deși pare că na, în carte de muncă, dacă e prostituată, e... Prostituată pare că, da, dar că muncești. Prost, aia e nașpa. Deci mă înjur acolo. Este insane. M-a certat o tântiță, i-am dat bloc până la urmă că e, era deja too much. Tot intra și tot comenta și tot comenta și tot comenta. Da. Era o doamnă care cânta la un ansamblu folcloric din Prahova și avea 60 de ani. Nu, clar nu înțelege cum funcționează internetul. Și intra și se certa acolo și mi-a zis că tu mai ai altceva în cap în afară de pulă. Și am fost, doamnă, să ne liniștim. Citește mama aici. Mai o mai scris unică. Și pupăza. Părinții tăi sunt mândri de tine. Nu, că au crescut așa ceva și am fost, probabil că nu, dar... This thing. Dar despre ce era relu, adică despre ce se vorbea? E dintr-o glumă pe care o dădeam eu acum 5 ani, că dacă ți-e scârbă să oferi unei femei sex oral, îți recomand să te duci să sugi pula. Că poate e mai pe gustul tău. O glumă facilă, da. Ușoară și... Cinstită. Și au scris... O grămadă, că asemenea glume. Și eram, care glume? Că e una singură. Da, e ca la nebuni la mine pe Instagram, este super. Băi, ajută să ai pe cineva care
să ai un antagonist în comentarii. De acolo ajută algoritmul. Da, că au început să certe. Nu e sănătos, nu e bine mental pentru tine, dar e bine să nu-l ștergi, că da, le-am lăsat acolo apar alții care după aia duc discuția mai departe și ajută morții. În afară de tanti aia, i-am dat bloc pentru sănătatea ei. Am zis că lasă, o să nebunescă. Eu am putere, adică nici nu i-aș da reply la modul doamnă ceva. Adică dacă văd eu ăsta de comentariu, îmi dau seama, e un distrus. Tu nu trebuie sau să dai reply. O terminată. Nu eu ca postac. Eu ca comentac. Dar adică ce sens are? Nu la comentac poți să mai fii troll. Poți să mai fii troll, dar o să fii troll pentru restul care vin cumva, dar nu pentru ea, că eu nu cred că poți să schimbi. Nu pentru ea, nu. Dar pe ea doar să o înrăiești cum. Tu să fii troll dacă ție nu-ți pasă, cumva. Tu lași un comentariu și pleci, că nu e clipul tău. Tu nu mai primești notificări sau ceva, dai mute sau ceva. Dar poți să mai lași o chestie că am pus pe un short de la noi de la podcast cum am vorbit noi despre Israel versus Gaza. Așa. 30 de secunde în care nu zice nimeni nimic, suntem eu cu tine și că bă, tu ce crezi că dacă așa e, da, dar nu știm, cam asta e discuția. Și după aia în comentarii repetenți, inculți, nu știți nimic, mai citiți, dar nu e ca și cum vin ei cu bă, asta e. Sau nu, că nu știți nimic, uite că dacă stai un pic și citești, o să vezi care e adevărul. Dar exact. Nu zice care e adevărul, zice, e nu doar zice. Că nu știi tu adevărul. Păi așa, dacă zice direct, unde mai e plăcerea căutării? Ia luați și mai citiți, băieți. Deci, nu mai credeți în această istorie falsă, contradictorie, pe care ne-o prezintă oamenii. Așa e când se întâlnesc, adevărul. Așa e când se întâlnesc doi analfabeti. Unul singur, i-am răspuns că a scris varză și eu i-am răspuns viezure. Am crezut că scriem cuvinte din astea dacice, dar n-a mai continuat nimeni. Da. Mânz, femeie, brânză. Femeie e și femeie dacic? E și femeie, da. Așa țin minte. Da, e parte din tradiția noastră, iată, femeia. Înțeleg că era și bărbat. Bărbat era nume de bărbat. Adică, da, te nășteai bărbat, te chema bărbat. Da. Ce vremuri simple, bă. Nici nu erau mulți. Și n-aveai jena aia că nu știi cum îl cheamă. Ca oleu, am făcut cunoștință și am uitat. Are penis. Probabil și Mânz era un și Mânz. Copil. Fisul lui bărbat Mânz? Da. Până se hotăra să devină bărbat? Bărbat, viezure și Mânz. Pleacă la târg. Intră într-un bar. A fost fain, am mers prin Sibiu joi și ne-a dat Ioniță niște bani așa și zice, uite, distrați-vă de banii ăștia, faceți ceva cu banii ăștia. Ca și gimmick filmat? Ca gimmick filmat, aha, așa. Uh-huh. Ce sumă de bani? Cred că am avut un 260 de lei. Câți oameni? Împărțit la eu, Mirel, Cârje și Drăcea. Cred am crezut că de căciulă. Nu, că dacă era de căciulă, mai eram aici. Și am prins pe... Am prins 4 grame de iarbă bună. Am prins 4 șeptari. L-am prins pe un băiat care făcea, era așa îmbrăcat în clovn, în arlechino și făcea baloane, făcea chestii din baloane. Și se vede că i-am făcut ziua, pentru că el făcea de obicei la copii și au venit acești 4 gligani, hondrălăi. Și copiii sunt cunoscuți că n-au bani. Da. Și renumiți. Că nu, adică el a început să facă glume. Efectiv, a dat-o bine. I-am făcut ziua la omul ăla, l-am distrus. Plus că tu scos o bubuie acum, îți dai seama. Cârje băga microfonul. Ia, care este animalul vostru preferat? Cum te cheamă? Cârje. Cârje e animalul meu preferat. Numai căcaturi din astea. Și fiecare a trebuit să spună, să-și facă animalul. Și cred că Cârje a ales cal. Și a făcut un cal drăguț acolo și i-a pus un penis la cal, i-a mai umflat un pic de balon, l-a legat acolo, i-a făcut un pic de penis. Pentru copiii din public. Da. Să-ți râdă și ei totuși. Și am cerut un șarpe și am zis să nu-i dau de muncă, zic doar umflă un balon. Așa ăla-i șarpele. I-a făcut un șarpe și la final, după ce ne-a făcut la fiecare câte un animal, la final a făcut un vagin. Nice! A făcut un vagin așa un pic roșu, i-a făcut... S-a cerut sau a făcut el așa? Că bă, știu să fac și asta. Și era la primul vagin așa după cum te uiteai bă, la el? Asta sau l-a făcut repede? Eu cred că el face asta și acasă. Asta e chestia. Îmi pare rău de domnul, nu-l cunosc, nu știu cine e, dar... Cât de mare? Cât de mare vaginul?
Mi-intra pe mână. Adică puteai să-l bagi brațul așa, să-l, da, să-l, da, pui, da, da, ca banderol aici, da, da, pe, da, 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 de, da, capitan? Da. Puteai să-l pui pe cap? Aproape. Dacă ai un cap mai mic, da. Bă, ce... Și pe bune, nu mai erau oameni în jur care vedeau ce se întâmplă? Sau... Au mai rămas câțiva acolo, dar omul a dat fire, adică a fost glumă după glumă după glumă și roast așa și chestii ce... Și un pic de tentă sexuală, cumva... Și a fost nice că se vedea că nu poate să facă asta cu copiii, nu poate, păi să, nu poate să-și bată joc de copii și să... Speră că nu dă același material ce cu aia mici. Ne pierdem, da, valorile. Cred că mai face și evenimente din asta pentru adulți. Poate, da, mai, mai chem, poate știi? E chemat la de Crăciun majorate. Sau ceva, la ziua, da, firmei. Și am tu... luat băutură, am luat mâncare și mai avem buget de distracție. Ce să luăm? Animatoare? Stripări? Nu. Nu. Un băiat, un clown care face baloane. Avea papuci mari? Oversized? Nici mai știu, nu cred. Dar cred că la încălțări era așa, normal, ketchup, mm-hmm, whatever. Ver. A, dar fața era vopsită, nu-ți dădea seama identitatea lui. Fața era vopsită și avea și o bluză așa albastră cu buline, cu chestii, mm-hmm, roșu până obraj, avea și un coif din ăla așa de... Da, așa îți permit de... să faci un vagin din baloane în fața copiilor, că nu poți să te identifice. Nu ești prădător. Să te cheme în, bă, instanță, poate... dacă ești... Zicea Nonic că băiatul ăla e acolo de gen de 14 ani face chestia asta. E, și Nonic știe. Păi Nonic știe că e de acolo, e din zona. Că am fost în Sibiu, am stat 7 zile la Cisnădie. Și cum te-ai distrat Cisnădie, la Cisnădie? Bă, m-am distrat bine. M-am distrat, ce activități m-am distrat de bine. Ai întreprins? Nimic. De-a dreptul nimic. Nu prea e, adică nu prea e. Am intrat pe TripAdvisor în Cisnădie. A fost go to Sibiu, că n-ai ce să faci aici. Azi, a fost, erau sibieni sau e vrăjeală? Chiar erau ciobani din ăștia pe acolo, ai văzut de unde vin brânzeturile și mezelurile alea de sibieni? Ai găsit, nu, mărginime? Toată lumea era... Teoretic ai fost în mărginime, nu? Nu mi s-a părut că erau ciobani, oamenii destul de chill așa, mi se pare că aduce un pic așa ca oraș vestic. Cum adică? Din ce ai mai fost ce tu? Înseamnă? Păi m-am dus în centru, față la primărie, este așa o piață drăguță cu o piatră cubică, niște fântânele, o biserică mișto, așa... Fântânele, o altă localitate pe care o salutăm. Da. Și revenim cu drag de fiecare dată. O cafenea destul de mișto, aia la care am băut cafea atunci. Cafeneaua din Cisnădie. Vezi că au și Five to Go. Au, degeaba zici. au chestii din astea. Dar în rest, na, m-am... Deci vestic, până la urmă. Da. Destul de vestic. Destul de vestic. Ai contrar simțit că ai avut drepturi? Și că ți-au fost respectate? M-am simțit bine. M-am simțit de parcă n-am griji. Nu că am avut drepturi, de parcă n-am avut griji. Oameni cocheți? Ce-am observat, nivelul de... Nu știu dacă e... Dichis. Un factor sau ceva după care să mă ghidez, dar am intrat la Păcănele în Cisnădie. Așa, hai că ajungem. Vest. Da. Și apropo, oameni buni, nu fac reclamă, nu-mi dați comentarii cu farfurii goale și cu furculițe, nu foamea, dar am se intrat... Se câștigă bine. Am intrat pentru... Sucul gratis. Zi drept. Nu știu, dar nici n-am primit suc gratis. Dacă ți-ai dat toți banii pe vagin din baloane? For science. Am intrat să văd ce se întâmplă, așa, să observ. De unde ai fost? La... Doc sau la nici Dorian? La cui? În zona asta de țară sunt mici niște, întreprinzători. Sunt niște păcănele. Este un domn care le rotește el acolo. Are o manivelă și dă el acolo, da. Cireșe. În zona asta de țară am observat că sunt, adică, sunt niște păcănele care nu sunt în peste în lanțul carpatic. Da. Cum ai trecut meridionalii, cum te lovesc aparatele, mm-hmm, alea, care am impresia că sunt mai mult. Și este un domn care și-a făcut el cumva aparatele sale și el le produce și are și stelele de joc. Și este, dacă nu mă înșel, este același domn care are în Sătucola, unde am fost, are restaurantul cu carne de cangur și cu carne de crocodil. Da. Înțelegi? Și erau foarte mulți oameni în vârstă la păcănele. Deci părea clubul pensionarilor acolo. Toată lumea își sugeau așa cumva. Dacă poți să ne spui și... Dacă ai voie să ne spui în ce zi, la ce oră ai fost? Că-s curios când sunt oameni în vârstă la păcănele. Bă, după amiază așa. Adică weekend?
Nu era zi de muncă? Înainte, în timpul de știrile de la ora 5 sau după? Cred că înainte. Înainte. Înainte, cam așa între 12 și 5 se juca la dracu ce snădienii. Da, au timp liber. Se relaxează, ies afară în piața lor, beau cafeaua, aia da. Bună, mănâncă tiramisu și apoi mai dau o gheruță, da. Bravo. Se câștigă? Se câștigă bine în cisnădie? Din la păcănele, nu, așa ca bă, locuri de muncă. You could make a living. Ai ieșit pe plus? Ai fost doar o dată sau ai fost plus? S-a ieșit pe plus peste investiție? Eu cred că mi-a scos cafelele și tiramisu. Frumos. Perfect. A meritat atunci. Da, din nou nu încurajez acest tip de comportament. Da, normal, nu. Vreau să se noteze că mi se pare groaznic și mâncatul de tiramisu? Da. Păi nu, dacă o faci ca hobby la e o treabă. Dacă o faci ca business, ca living, atunci da, îți... Voi ce părere aveți despre păcănele? Eu nu înțeleg cum funcționează. Nu cred că aș putea să devin dependentă de păcănele pentru că nu înțeleg ce trebuie să fac. M-ați văzut la păcănele, am pierdut bani fără să-mi dau seama cum. Odată ce înveți butoanele, după aia... Păi am învățat butoanele, că erau două, adică... dar ce... Nu știam ce trebuie să se întâmple mai departe. Păi asta, odată ce înveți care e faza cu liniile și cu mizele, că mai mult nu... Nu? Schimb miza și schimb pe câte linii, în rest ce poți cumva face? Cumva, da. De obicei, multe jocuri au liniile deja prestabilite. Da. Eu mă văd mai mult ca tântiță din aia de bagă, cum văd la filmele cu americani, știi? Că bagi acolo o fisă și tragi și trebuie să fie fructele la fel. Eu aia pot să înțeleg, e ceva simplu. Și cu fructe. Asta, mi-ar plăcea să trag de o manivelă, să facă... M-am jucat și la tine alea. Pe să vină multe monezi. Asta că înțeleg... Ai câștigat vreodată? Ce să câștig? Nu știu, bani acolo la... Da, am câștigat, dar bine, n-am câștigat să iau jackpot-ul. Am câștigat niște și mai șmecher. Cu fise, dar înțeleg apelul jocurilor astea, mecanice, morților, cum se cheamă, orice tragi sau apeși butoane și bulucește și deodată îți vine sunetul la tine. Bă, te joacă, cred că la niște chestii acolo în creier, te atinge maxim. Te atinge maxim. E o chestie de așa de randomizare de ce să vină acum? O să vină banane, o să vină șeptare, o să vină struguri, o să vină. Dar nu sunt o persoană foarte dependentă de lucru. Adică sunt oameni mai predispuși la a fi dependenți de chestii. Mi se pare că mi-e ușor ce obțin la asta să nu îmi vină să mă mai duc chiar. O păstrez așa pentru o dată la ceva timp, mi se pare fan de făcut. În Botoșani când mai mergem. În Botoșani, da, sau în Vegas când te mai duci. Una dintre astea două. Bă, e greu. Te omoară așa la psihic că mai vezi oameni în fel de jocuri care efectiv vorbesc cu aparatul. Și hai, ce îți spun? Poftim? Ori îl înjură, ori îl iau cu haide mă, te rog, dă-mă acum să mă urtudei. Este incredibil cum la un moment dat ajungi să faci deal-uri cu Dumnezeu. Așa e, ca să-i, Doamne, dacă dai acum și mă scos să-mi scop banii înapoi, să-mi bag pula în familia mea dacă mă mai întorc eu vreodată la aparate. Doamne, mâncați-l. Crezi că s-a ținut cineva vreodată de cuvânt? Nu. De această promisiune? Dacă ajungi în punctul în care niciodată. Să faci un deal cu Dumnezeu despre câștigatul la păcănele, clar nu, nici nu o să respect. Doamne, dă-mi acum o linie de struguri și gata, nu mai auzi de mine. A fost un gambling și ăla. Te-am păcălit, Doamne, azi mă scuz, rămâne la mine asta. Chestia e că suntem atât de animale încât trebuie să acceptăm că nu-s bune pentru societate, cumva. Pentru noi ca grup nu-s bune. Chiar dacă eu aș putea, dacă toată lumea ar putea să o păstreze, că da mă, e divertisment, mă mai joc câteodată ca să mă distrez și atât, dar ajunge atât de repede, adică exploatează atât de mult latura asta dependenței, încât mai bine fără. Cred că mai degrabă înțeleg pariurile pe sume modice la sport. Ca să-ți dai un extra incentiv să te uiți la meciuri. Că ție îți place să te uiți la meciuri și știi lucruri și te duci și pui acolo 10 lei și îți ies 100 de lei. Dar și alea tot acolo ajung. Adică să zic că pe sume modice. Oameni, masa mare a oamenilor tot încolo se duce, tot în dependența de chibițe să vii să pui. Dacă am avea autocontrol așa mai mult, dacă n-am fi atât de animale, ar putea să o păstrăm ca distracție. Dar asta nu e distracție. Nu e
orice chestie de dependență. Adică oamenii care sunt dependenți de mâncare, de ce nu interzice mâncarea? Sau să fie doar la marginea orașului, doamne, mâncare pentru oamenii cu eu probleme. Eu sunt pentru liberalizarea a orice, pentru că mă deranjează ideea de că nu ești tu în stare să nu mănânci acum, trebuie să nu mănânci nicio. Exact, nu ești tu în stare să-ți controlezi asta, nu mai am eu voie să fac nu știu ce. Dar îmi dau seama că, până la urmă, trebuie o să mă feresc de regula generală ca să pot să fac chestia asta și o să asum de dragul vostru. O să facem asta. Așa pare, la, că, așa, pare că asta e consensul general, că asta trebuie să facem. Ce? Să fie lucrurile ilegale și dacă vrei să le faci să te ascunzi ca să în binele comunității cumva. Bă, de pe de altă parte, nu e bine pentru mine, dar pentru societate pare noi că așa asta vor. Între noi, adică oricum îți place să gamble. Da. Cumva, adică mie îmi place. Dacă nu sunt păcănele, știi, pariezi pe altceva, faci, joci zar, joci cărți. Nu sunt cărți, pariu că nu știu ce, adică tot timpul există ideea de gambling și oamenilor le place să am la bani de adunat de la pariuri din astea, că mie îmi place să pun pariuri pentru lucruri care, adică eu să dau cotele. Mm-hmm. Am de adunat 350 de lei momentan de la oameni pe care consider prieteni. Yeah. Oameni de cuvânt, aș fi spus eu. Pariu că nu-i mai primești înapoi? Pare eu pe 350 de lei? Și acum dimineața v-am zis 150 de lei când ajunge Mitran, că nu și-a pus alarma, nu se trezește la... Da, ai vorbit cu el pe acești 150 de lei? Cu cine? Cu Mitran, i-ai zis păi dacă nu vii? Păi nu, vorbeam cu voi, vă ofeream vouă cota asta, dacă tu ziceai că vine, eu ofeream 150 de lei că nu vine. Nicio șansă. Dar mă duce, nu mai știu exact la ce apartament stă. Am vorbit și vineri sau sâmbătă când am vorbit. Sâmbătă, și aseară a confirmat că vine și acum o oră jumate mai târziu încă nu s-a trezit. Șorea, că am aruncat cu șurubul în sticla de bere, am oferit 300 de lei. Știi povestea? Nu. Eram la ziua Luizei, acum vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni, la mulți ani Luiza, 8 octombrie. Stăteam aici înăuntru, beam niște berici, mai erau niște berici deja consumate pe masă. Și eu găsisem un holșurub, că s-a renovat clubul pe aici, pe nou, și era un holșurub pe jos. L-am luat, mă jucam cu el și stând de vorbă, cine mai era în jurul mesei, Boxy, Dobrotă, Mirel, Șorea, Darius, nu mai știu cine era. Și am zis eu, bă, 300 de lei, că nici nu am crezut, am zis-o doar așa, 300 de lei că arunc în sticla aia de Corona cu holșurubul ăsta de 4 cm, să zic. Deci, dar stăteam pe un scaun ăla înalt, stăteam cam așa, aveai vantage point aici. Da. Și am zis că de aici arunc. Și că-l dau. Am zis asta, n-a zis nimeni nimic, că marș în pula mea, n-are cum. Eu am început să plusez. Hai mă, că bani în buzunar. Eu dădeam, era 15 lei cu 300 de lei. Eu dădeam 15 lei. 500. Da. Că ratez 300 de lei dacă nimeresc. Da. Nu, a început adevenitul. A devenit a thing. Mai venea cineva la masă, iar ziceam, bă, 300 de lei, dacă asta, îți dau 15 lei, bani gratis, bani pe jos. Și până la urmă Șorea, a zis, hai cu aia, că îți dau 300 de lei, hai să vedem. Și am stat, m-am concentrat, am avut un moment de claritate divină. Cumva te-ai... Eram doar eu, șurubul exact, și gaura sticlei. Nu era nimic în jurul bă, tău, n-aveai mama, n-aveai tata. În momentul ăla, că eram și un pic bad. Da. Și mă uitam la holșurubul ăla, mă uitam la capul șurubului și vedeam gaura sticlei. Am văzut traiectoria, vedeam cum se întâmplă lucrul ăla înainte să se întâmple. Efectiv, în momentul ăla eram sigur că o să o dau. Da. Și am aruncat, i-am dat drumul la șurub și l-am văzut cum a intrat, a lovit marginea, vârful, a făcut zzzz de vreo 10 ori și cu efect. Direct s-a dus în fundul sticlei. Frumos. Șurea se uita în altă parte. Dar restul toți de la masă și-au pierdut căcat. A fost timpul la mea. Bă, deci adrenalină că aia n-am mai simțit de mult. Da. Mi se pare că și dacă nu ai 300 de lei, ai avut momentul tău de glorie. Am avut un moment de glorie. Toată lumea, și Șurea a acceptat că dacă ai dut timpul la mea, nu-mi vine să cred. De acord, 300 de lei, a rămas discuția, încă plutesc în aer, 300 de lei, mă doare în pulă, 300 de lei, eu sunt bucuros că nu mi-a venit să cred nici mie.
Singura chestie că aseară sau alaltă seară, când a revenit subiectul în discuție, Boxy, pe care și pe ăsta îl consideram prietenul meu, tovarășul meu până la urmă, martor la masă, stătea vis-a-vis de mine, a avut un unghi perfect, aș putea spune, a spus că am condus-o cu aia, am condus-o. Ai condus-o. Termenul de am condus-o. Că am întins mai mâna, mult din mână, am da. Întins, că eu am zis că dau de aici. Dar cum pula mea poți să dai de aici? Trebuia să-l văd în fața mea și am făcut așa. Nu l-am dus până. Dar și de, deasupra, dacă îi dădeai drumul de deasupra, era greu. Tot e greu, da. Tot e greu. Și din unghie cu atât mai greu. Eu cred că merit cei 300 de lei. O să spun asta în fața oamenilor. Nu simt că mint cu nimic când spun că merit cei 300 de lei. Bă, și da. Oameni buni, lăsați în comentarii. Șorea plătește. Dă Șorea de bani, exact. Vreau să văd mesaje cu Șorea de bani. Și la podcast ceva mărunt în weekend acum. Am filmat s-a filmat sâmbătă seară. A adus Mitran niște obiecte să ghicim ce sunt. Băieții de la ceva mărunt și am fost și eu am ocupat al patrulea ca un gol. Și erau niște căcaturi de obiecte, nu ghicea nimeni, era un cerc cu găuri în el. Și a zis, bă, ăsta, după ce le-a dat pe cele ușoare și pe unele le-am ghicit, la ăsta ultimul a zis, Mitran, bă, dacă ghicește cineva pe ăsta, dau 50 de lei acum, n-aveți cum. Atâta ți-a trebuit? Stai și așteaptă, nu mică mi-a fost mirarea, când... Nu din prima, dar din a doua încercare am zis și asta a fost motivul lui Mitran, că am avut bulant. Că n-am știut că am avut bulant, dar nu ăsta era jocul cu bulant. Da. Că am avut bulant. Și dacă iei pe Germania că întoarce scorul de la 5-0 la 6-5, ai avut bulant? Nu era un joc de ghicit, n-am zis că știu. Ce contează? Banii sunt bani, tată. Ce era până la urmă obiectul cela? Era o cască de urechi pentru duș. Iar, știi cum e casca de păr? Da. Mai mică, dar pentru urechi. Să nu ți intre, să nu ți intre apă în urechi, da. La duș? That's stupid. Am ajuns da, greu la asta, am ajuns. Am ajuns din a fost am conlucrat Sorin, cred că a zis că e ceva pentru când mergi cu avionul să ceva. Și eu am zis că da, e pentru să nu ți intre apă în urechi și pe aia am zis că apă în urechi la duș. 50 de lei pe care și eu ia plătesc. Mitran dă banii. Mitran, trezește-te și apoi dă banii. Da. Stau pe un munte de bani virtuale în momentul exact, ăsta. Exact, dar pe care nu i-ai. O să încep să le cer la ăștia lucruri eu și zic, să nu le mai dau banii în contul datoriei. Eu zic să găsești da. O firmă de recuperări și să-ți vinzi datoriile. Să-i sune pe ăștia. Să-i sune pe ăștia. Bună ziua de la... Să sune pe Mitran la 4 dimineața. Dă banii. Mamă, o să mă apuc să-i sun eu. Dacă nu-i spui lui Mitran să vină ăsta supărat, deci mă stresează ăștia. De unde au numărul meu? Ce 50 de lei? Când efectiv nu mai țin minte. Nu ai viață? Nu faci altceva mai bun cu viața ta? Stai să mă sun pe mine. Oh, holy fucking Christ. Jesus, fuck. Bă, dar ce fel de om trebuie să fii ca asta să faci cu viața ta? Să suni oamenii în continuu, să-i stresezi cu telefoane, să-ți dea bani. Nu-i suport. E stupid. E stupid sau e incredibil? Jesus. E incredibil. Ți-ai cum se pare, Luiza, activitatea asta care, pe care o atribui mai mult băieților? Ce nu activitate? Asta așa de hai să punem pariuri pe căcaturi. Pă, știi, asta să facem e pentru un fel că de competiție așa. E destul de despre băieți. E despre băieți pentru că voi nu aveți thrill-ul de a merge noaptea singur pe stradă să simțiți amenințarea. Adică ăla e pariul meu cu viața. Toată săptămâna simt un pic de aoleu, oare ajung acasă astăzi. Și ți-ai luat de acolo toată adrenalina. Și acolo pariu. Da. Dar tu ai câștigat multe, tu trebuie să iei mulți bani. Da, da. Ajungi acasă nefutută, ha, am mai câștigat un milion. Cât de des se întâmplă asta? Frica asta? De când am slăbit. Nu, mie e frică. Mie e mai frică pe măsură ce înaintez dorință. În vârstă. Ei, da. Când eram mai tânără, aveam așa o nenfricare, un curaj stupid. Am plecat odată, eram beată creacă, cred că aveam 20 de ani. Și m-am dus eu în centru și m-am îmbătat ca o servitoare. Și a început să se dea un nene la mine. Un nene în vârstă. Străin irlandez. Centru București, centru Brașov. Și
m-am simțit inconfortabilă și am zis gata, eu plec. Și a zis, nu, nu, uite, ia măcar bani de taxi să te duci acasă. Mi-a dat 50 de lei și eu am considerat că ce pula mea îmi trebuie banii ăstuia, eu nu, eu ajung singură acasă, de banii ăia m-am dus, mi-am luat un pachet de țigări și, a, 20 de lei mi-a dat. Era ori drumul până acasă, ori țigări. Da. Mi-am luat țigări și m-am dus pe jos până acasă. Mi-a țâțâit curul pe drum, că era 3 dimineața, era creepy. La un moment dat, dintr-un coș de gunoi, după un coș de gunoi, a sărit o pisică. M-am căcat pe mine și eram, de ce fumez? Why is this my life? La dar o acum pisică, la o pisică frică. M-aș căca pe mine și acum, dacă este ceva dintr-un coș de gunoi, da, te speri. Așa jump scare din ăsta, da. Da. Și mă mai duc câteodată acasă, eu stând destul de aproape de comics, mă mai duc cu Uber-ul până acasă, dacă este foarte târziu și sunt singură, că e nașpa. Pe aici sunt și super mulți drogalei. Da, e o zonă destul de shady. Da. Dar nu mi se pare chiar atât de shady. Nu, shady asta, adică fizic. Și am plecat aici și la intersecție am văzut o doamnă care... Era pe vine să pișa pe trotuar. Aia care țipă la tine când se pișă? Cred că la mine n-a țipat. La noi a țipat când am plecat cu boxe. La un moment dat tot ea se căca și a țipat la noi, că ce ne uităm. Ai și tu dreptate, I guess. Erați ca Spider-Man cu degetele. Batu. Cine s-a căcat pe el primul? Bă, ia-tu, îmi iau, dă-și. Femeia pasă la mega. Care n-are nimic, da. Bă, dar ea nu, adică, dacă nu faci contact vizual, nu se ia de tine. Dar cum și nu îi se activează. Nu îi se activează chestia aia. Ea stă liniștită. Personajul. Nu, mai fumează o țigară, ce dracu face ea? Și apoi dacă ai făcut contact vizual cu ea, începe să latre. La tine, belește așa. E DMX. Bă, ia tu mie, dă-i mie, dă-mi iau, dă-i mie, dă-mi iau. Și Boxy a luat o pâine și a aruncat-o la coșul de gunoi. Am mai povestit asta, dar nu contează. S-a mai povestit. Să se știe. În fine. Și m-a certat Uber-ul că... Pierzi timpul. Că tu știi că mersul pe jos face piciorul frumos? A fost... Tu știi okay. Că ți-e ăsta? Zi dacă știi. Zi bine, dar na, e ciudată zona, nu-mi place mie. Morții tăi, ia și aici pe lei și pești de aici. Asta nu, zice... că și el locuiește pe aici și nu e creepy deloc. Cred și eu dacă ești un hândrălău că nu e creepy deloc. Dar când îți apar asta, mă, că nu-i Walking vezi, Dead când noaptea... Când nu ai grijă pericolului, când nu te gândești la asta, nici nu vezi cumva. Noaptea pe stradă, ca fată, orice bărbat e o amenințare, orice băiețel, că nu-l vezi, este un shape. Asta ziceam, că e shady din sensul că nu bate lumina de la iluminatul stradal, că-s copaci pe tot bulevardul ăsta și e destul de întunecos și sunt băncile alea unde mai dorm boschetari pe ele, adică e destul, sunt colțuri, sunt unghiuri pe care nu le vezi și poate să te surprindă ceva de acolo. Înțeleg și asta. Este ciudat. Ciudat, eu uneori mai merg așa, dacă merg seara pe stradă singur și este o tipă în fața mea, zic, fac, trebuie să trec strada sau trebuie să merg un pic mai încet sau ceva ca să nu fac pe asta, să se simtă inconfortabil. Să se pare că e safe. Dar la ce distanță? Ce? La ce distanță consider că devii o amenințare pentru ea? Mă, nu știu, adică depinde și cât de mult. Că eu e nașpa dacă aveți același drum din greșeală. Da, mă stăm și tu. În același loc. Să zic, sunt ok. Să ai o batistă albă la tine. Sergiu Mirică. Să încep eu să vorbesc la telefon cu cineva, să mă prefac, am o conversație, să pare ea că... Și, dar uneori sunt la modul, dacă îmi dau seama că sunt dubios acum și o văd că m-a văzut că sunt dubios și am și șapca asta pe cap, plus pula asculată pe afară, sunt un pic dubios. O mai scos, ați vântat. Pe care țin lanterna, să pară mai creepy. Dar de jos, așa. Da, să fie Și zic, ia să o fac să pară că o să o violez, dar apoi trec pe lângă ea și nu o violez. Și la final o să fie la modul, am crezut că o să fiu violată, bună. Dar nu m-a violat. Băi, ce băiat bun. Și pe aia să se supere, dar eu ce am? Am mai auzit genul ăsta de review de problema asta a femeilor când, și nu știu dacă întâmplarea face că atunci când ești cu o fată nu vezi ciudați ăștia, mă. Adică când, a dracu cu fix când e singură, ies toți, simt. Ce vorbești, știi, mă? Documentarul ăla cu șopârla și cu șerpii ăla alu... Aoleu, când fuge șopârla. Din Our Planet. Sau ceva, Planet Earth, morții ei. David Attenborough. De apare, da, are voiceover. De fuge șopârla aia până pe niște stânci și ies toți șerpălăi și încearcă să o agațe.
dacă nu e singura șopârla, parcă mai stau șerpi la locul lor, așa. E ciudat. Bă, nu știu ce că să zic. Că nu-i văd pe toți creepării ăia de care îmi zice ea, că sunt mereu pe acolo, când trec eu, când trecem împreună sau când trec singur, nu-i văd, nu știu unde pula mea sunt. Ba da, mă, eu mai degrabă îi văd, da? dacă sunt cu ea, sunt cu și Box, sunt cu o fată. Zice că e mai stresat când e cu mine decât când merge singur. A, asta, singur, clar. Că e brusc. Asta, clar că... Îți, da. N-aș avea că dacă sunt singur și n-am niciun chef, ok, coaie, bate-mă, fute-mă, whatever. Dacă sunt cu cineva, trebuie să iau atitudine, trebuie să... La fute-mă trebuie să ai și tu un pic chef. Bate-mă, da. Asta înțeleg. Da, scoate-mă la suc. Știi, eu... da, și mai văd, adică uneori sunt și mai văd că mai e unul pe spate. Deja în capul meu se desfășoară o luptă cu băiatul ăsta. Dacă vine și încearcă să dea neveu, bam, mă dau pe parte, îi fut una. Am căcaturile astea în cap. Într-adevăr, și eu sunt... Nici eu nu sunt ok. Eu uneori, adică mă gândesc fanteziile mele în capul meu, este mă gândesc la un om așa din viața mea și mă gândesc cum l-aș bate. Mitran. I-aș da un pumn lui Mitran? Da. Ah, eu fuck. L-aș împinge pe Mitran. Da, de piept așa. Mitran, pe telefon. Lui Mitran cred că i-aș da un pumn în piept aici, între țâțe, să-i să ia un pic respirația și să se așeze jos, să-și ia un pic. Mitran îl văd destul de, nu știu care, coleric? E cu... Ăsta care se lasă condus de emoții cumva. Cred că vine el sălbatic, vede roșu în fața ochiului și vine spre tine și trebuie doar să te ferești să-l împingi un pic în gard sau ceva. Da, da, să, ca pe un rechin așa. Da, să lovește el singur de ceva. Să-l iei din astea. Că el e obișnuit să se împiedice, să-și pierdă lucruri. Are ghinion. Îl întreb unde ți-e portofelul. Și își pierde mințile. Trebuie să îi provoci doar... Eu am pățit creepiness și ziua în Uber și am avut ghinionul să am o cursă în ea de jumătate de oră și după 5 minute mi s-a întors băiatul ăla și a început să vorbească spre mine. Da, ce zodie sunt? Da, am prieteni, da, că sunt căsătorită, mai la bărbatul meu, merg acasă la bărbatul meu. Da, și eu stau în zona asta și mi-a dat atât de mult anxiety că l-am pus să mă lase la mega și am spus că nu vreau să știu în ce, să nu știe el la ce scară stau, să lasă-mă aici că trebuie eu să merg să cel iau... Mai, cel mai grețos, fătutul așa, combinatul la muncă sau la o chestie, un om pe care nu-l cunoști de nicăieri. Adică, știi, dacă v-ar fi făcut cineva cunoștință, era vorul unui prieten. Hei, uite, mergi cu Marius, că te duce el, are el mașina. Și atunci începea să dea la tine. Și atunci, oribil. Dar cumva, da, e Marius. Parcă vă știți cumva, parcă are, da, așa eu de nicăieri, am auzit, deci dă-te încât un mătii. Și cu, când suntem într-un vehicul, eu sunt în spate, n-am cum să plec, ești prost la am cap. Am auzit testimoniale că jumătate dintre șoferii de Uber cu care au fost persoanele astea, adică din mai mult de... din mai mult de o gură am auzit asta. În jumate dintre șoferii de Uber Bolt cer contact Instagram înainte să coboare din mașină. Și cât? De câte ori crezi că s-a dat Instagram-ul sau asta? Îl mai dau că-s proaste. Păi mai dai ca mai să dai scap de mai frică, repede. Ca să scape, repede, da. Dai de frică, nu de proaste. Și asta că dacă el intră atunci pe Instagram ta, da. Până cobori și vede că nu e Instagram-ul tău, da. Poate îți blochează ușile. Poate, da. Eu nu vrei. Nu vrei. Eu când iem sub băiatul ăla să mă lase la mega, i-am zis că trebuie neapărat să merg să iau ceva soțului meu, că e foarte nervos și uneori mă exagerează și trebuie neapărat să merg să iau de mâncare. Să creadă că Boxy e un demens. Să iau ceva celălalt. Bun. Da. Să iau... Că dacă nu iau, ne bate pe amândoi. Da. Vezi că te sun. Vezi că te sun imediat să vorbești cu el, că nu crede că am venit cu Uber-ul. Să-i zici de unde am venit, te rog frumos, confirmă. Mhm. Că da. Nu mă bate, dar mă mai împinge câteodată și mă sperii. Da, tot e greu. E greu să fii și femeie, cred că. Plăcut nu e. Asta pot să garantez. Dar ce mai văd? Că mai sunt băieți pe aici, prin cartierul nostru. Adică mai sunt niște persoane ciudate, dubioase. Până lângă faptul că, cum a zis și Virgil, mai sunt unii care dorm aici pe bănci chestii. Bă, dar mai e unul și... De fiecare dată când mai văd cât un băiat din ăsta care e tot timpul pe stradă și e ciudat și nu știi sigur care este starea lui, nu știi sigur dacă așa e el, trăia sau a luat ceva acum de dimineață sau whatever, dar îi mai văd pe unii foarte răniți, adică gen da, și au plăgi deschise pe picior sau pe mână și am, ce s-a întâmplat? How could you do that? Și au multe bube din astea așa, coji mari pe picior și aia, that's creeping me out. Ce se întâmplă? Cum ajungi într-o situație în care ai în halul ăsta de răni pe tine? Și totuși ești la soare. Nu-ți mai pasă. Na. Greu. Ce poate să... De bine n-ajunge așa, îți dai seama. Nu doar
ai întârziat într-o zi la muncă și ai fost, I give up. S-a întâmplat ceva nasol, cred că, cu viața. Da, am avut chestii, da. O discuție din asta de, știi când vorbești cu cineva și zice lucruri la persoana a treia, dar de fapt vorbește despre el? Am stat de vorbă, m-am trezit, m-am bătat ca ultima servitoare, i-am deschis lui Teo la Gloria și pe aia m-am îmbătat, mâncava și gura voastră. Like a savage. M-am trezit eu pe la 6 singură acasă, am luat un nurofen, îmi bubuia capul, m-am mai culcat și la 9 m-am trezit că bătea cineva în calorifer și am înnebunit. Pe la prânz trebuie să mă duc la dentist și am coborât, am văzut președintele scării de bloc și am fost gata, I am a white lady. Direct, ce se întâmplă, de ce se bate în țevi, care e faza? Și a început el să-mi spună că se pregătesc niște oameni de nuntă de la nu știu ce etaj și poate făceau curat. N-avea niciun sens povestea. Și după aia, că na, îți dai seama că așa se mai, și-a stricat viața, că așa, și ce faci? Că te legi de cap. Și după aia nu vă mai înțelegeți, faci copii și ea ajung și nu te sună, că te sună doar când au nevoie de ceva. Și am fost, wow, wow, eu eram mahmură, vreau doar să știu. Și apoi dacă... ea se combină cu altul, tu rămâi președinte de bloc. Întârzi ăștia cu întreținerea, trebuie să schimbi țevile la subsol, greu, rău. Deci nu recomand căsnicia. Ok. Vreau doar dar să știu. Să nu mai bată caloriferul. Vreau să știu dacă face lucrări, but ok. Mai stau cu tine, că pare că ai nevoie. Mai sunt sunt funny poveștile astea. Am auzit povestea asta. Am auzit-o, nu cunosc personajele. Asta când povestește cineva o chestie care s-a întâmplat unui prieten, dar da. Tot așa, la persoana a treia, era povestea că am avut odată un tovarăș, mi-a zis odată un tovarăș că a fost într-un trisam și el era la partea din, i se sugea pula și el era în partea... De către cine? Stai, ce înseamnă? O fată la mijloc, el era în partea din, și doi băieți, da. Da. Și el vrând să atingă și el niște... organe? Niște organe, a pus mâna pe organul greșit. Și întrebarea a fost, și tu de la cine ai auzit? Pare că ai auzit povestea de la băiatul căruia i s-a întâmplat, nu? Adică întrebarea a fost, și prietenul ăsta tău, e ăla din față sau ăla din spate? Și a zis că ăla din față, și cu aia nimeni n-ar povesti că a pus mâna pe o pulă din greșeală prost la cap. Clar tu ai fost. Nu ar povesti nimeni așa din nimic cum am să-mi mâna pe o pulă din greșeală. Să vezi fază, Virgil. Iată în fază interesantă. Apropo de clovni, să vezi fază. Apropo de șarpe. Șarpele. Sunt curios dacă... Mă uit așa, dacă a venit Mitran. Nicio... Nu. Mă gândesc la asta, la dacă... Aș lua, aș combina-o pe femeia din față de la Mega. Surdomuta? Să iau, s-o fut. Mulțumim frumos. Aflăm restul pe Patreon. Continuarea pe Patreon. Asta e că e greu cu aia să faci sex cu băiatul meu. Da, mi-mi-mi pizda. Băiatul meu, trage-mă de țâțe. Așa, acolo, băiatul meu. Are și baston? Ce vârstă are, doamnă? Bate 23. Are un... E greu să o identifici așa pe vârstă? Trebuie să o tai să vezi ca la copaci. Aș spune un 50 plus. Chiar că intri în range-ul de băiatul meu. Ficiorule! Acum Ana, nu știu. No, fiecare cu gustul. Fiecare cu greutățile lui. Că e vorba și asta, mă. Eu mereu am zis... Ce ai zis mereu? You can put me on that. Că dacă tu ești un băiat... Da. Care ține cont, care își ține numărul de futut. Fute la face sex ca să clicker din ăla, nu? Da, mm-hmm. Exact. Așa. La contor. Nu contează, de-a-s bulce, că poți să faci asta. E relevant, dar e vorba despre diversitate, man. Păi stai, numeri de câte ori ai futut sau numeri la persoană? La persoană. Pe cap locuitor. Okay. Chestia e că poți să fii, uite, și la... alergare. Există sprint și există anduranță. Poți să numeri la cât ai futut la capete, pe capete. Deci poți să fii Usain Bolt sau... Poți să stai pe timp, să vezi că, bă, am putut... Și în viața mea, 60 de zile. 16.000 de ore sau da, ceva. Da, nice.
că abia șmecheră, după 10.000 de ore poți să zici că te pricepi. De acolo da, începe numărat. Ești ucenic până acolo. Așa. Până atunci ai făcut doar de raj. Te acomodai un pic cu mediu. Deci dacă ești tipul ăsta de persoană, ce? Care adică, tu, adică mi se pare că degeaba faci sex cu 100 de fete. Care hai, toate... hai femei, zile femei. Femei, ca să fie mai... români, cu 100 de români. Care sunt, da, care sunt toate femei românce, brunete, care lucrează la patiserie. Cu frică patiserie, de Dumnezeu, așa. Să zicem. Uh-huh. Degeaba ai făcut sex cu 100 de patiserese. Degeaba. Că, practic, e una singură. Eu așa văd eu femeile. Poți să zici ce vrei. Zici că e mai important să fuți pe nomenclatorul de meserii? Să fie da, o patiserasă, da, asta, da, pe... o contabilă. O cerșetoare exact. De la Mega, aparent. Exact, despre asta vorbesc. Despre asta genul vorbesc. Ăsta de diversitate. E vorba despre diversitate, despre... Mai afli lucruri. Chestii exotice. De... Plus că e același, cumva... Și dacă înveți te... despre tine, în primul rând. Dar la patiser, da, la un moment dat, poate prima patiserasă e greu de combinat, că nu știi mersul. A doua, a treia, dar după aia restul de 97. Bă, da, deja ai materialul făcut. Știu, mă, dar... Tu îți dai seama ce labă dă o patiserea să te știe cu aluatul. Cum învârte aia la covrici. Mamă, să fac așa un dans în poale în brâu. Low. Da? Te unge cu ou înainte. Și apoi bagă la căldură, bagă la cuptor. Presară Susan. Susanu. Așa ți zice. Susanule, hai cu asta zic. Dar cât se pot lăuda? Că până la urmă, de ce faci asta? De ce tu îți contorizezi numărul de femei cu care faci sex? Că n-ai nimic altceva în viață. Adică cumva cu asta vrei tu să fii mai șmecher decât alt bărbat, să te lauzi. Știi tu un băiat care mai face un tovarăș al meu. A pus mâna pe bulă din greșeală? E același băiat? Asta zic. Da, crezi că dacă ai sta să le numeri, ai putea, ai atâtea degete la o mână? Ai atâta memorie încât să... Ai putea să le contorizezi, să-mi dai un număr precis? Dacă ai sta cu pixul în mână? Da. Aș putea să am o eroare da, de 2-3, cred, da. Dar aș putea să stau asta. Eu cred că aș putea. Dar mi-a să zis la un moment dat un băiat, asta mi se pare fantastic. Nu o să-i spun numele, cum îl cheamă, dar pare ca chinezul. Și... Jucam băieți buni, ce bolă, păi cum îi zicea chinezul? Adevărul că știu doi chinezul. Da, nu e niciunul dintre ei. Sper. E vreunul chinez? Nu. Nu, nici ăsta nu e chinez. Unul are numele apropiat de chinezul și unul are ochii, un pic. Asta și al meu tot pe ochi, mai mult decât pe nume. Dar apropo de asta, apropo să vezi greață bărbătească masculină. Cred că ăsta e alt tovarăș de-a tău, greață. Bombă greață și chinezul, așa. E un nume bun. Iubitul meu, greață. Vreau eu să fiu greață dacă facem un film odată. Poți să mă pui. Eu vreau să fiu gălbează. Așa grețos, că zicea că asiaticile astea, când fac sex cu ele, mă strâng te rău de tot, zici că le fuți în ureche, zici că le... Că le bagi pe la ureche, așa, mă, ok. Zici. Știi cum mai zici parcă. Și tu, știi că uite, mai de asta sunt preșa. Utile căștile alea, ca să nu... Să nu la să duș. Când scap bețișorul din ureche, să nu... Hear me coming. Mi-a zis că a făcut, mamă ce am amențit, mi-a spus că a făcut sex cu 27 de femei. 27? Care nu e un număr nici să te lauzi, nici să... Și nu e și te... foarte specific. Adică e un număr să-l ții pentru tine, mi se pare. Nu păi e asta că nu ții pentru tine, că de ce mai numeri dacă ții pentru tine? Păi știu, dar dacă ești la 27, nu mi se pare că du-te, mă, pula mea, 27? Atunci, acum câțiva ani de zile, că mi-a zis el asta, acum... A câți ani avea? El? Da, și depinde câți ani ai, că nu știu, și eu la 21 de ani, maybe, dar... Eu o singură persoană știu, 45? La mine un singur băiat s-a lăudat cumva, mi-a spus un număr așa ca, bă, fii atent, și cred că eu aveam vreo... Deci, practic, el... băieții se joacă Guanga Mare, asta e, nu? Eu nu m-am jucat niciodată, 27, dar... 27, 29, Guanga Mare te-am da. Bătut. Cred că el avea vreo 23 de ani, 24 de ani, și era pe undeva pe la 60 și. Și mi s-a părut, bă... E un număr cu care poți să te lauzi. Mi se pare un număr mare. Dacă îți place să te lauzi. Nu încurajezi lăudatul, dar mi se pare la 21 pic de ani să ai decât 60. Lăudatul Domnului nostru Iisus Hristos.
Lăudat și cântat-o. Da, asta am spus-o și să o mai spun. Nu mi se pare un indicativ în... pentru că, Doamne, ce bine fost tu. A, nu, dar dacă te joci de-a fututu, ai scor record, poate. Doar simt că știi să te prefaci că asculți. Asta știi tu, la 60, da, ești mamă. Da. Bă, nici nu știu dacă și asta și cum te-a e. făcut să te simți? Da, ești un pic carismatic și ai două povești bune. Nu cred că ăsta e... Nu, al băiatului ăsta, sigur nu ăsta era gimmick-ul lui. Da, nu era genul de om care ascultă. Un pic frumușel și foarte sigur pe el la o vârstă la care n-ai avea fetele de ce. Sunt mai impresionabile, să zic așa. O juca pe siguranță și e mai spre narcisism. Încredere. Da, cumva, în astea 60 de fete, câte femei? 40 plus intră acolo. Bar, nu. Asta zic, că e vorba de... Ori fi fost vreo câteva... Să te lauzi cu game-ul tău... 40 plus nu mi se pare că ar trebui să se numere, pentru că e clar că ele au vrut să te fută pe tine. Dacă tu ai 20 și ceva, nu se pun la tine. Da. Se pun la ele. Câte 40... Știi ce zic? I'll take this one. Mi ți l-am făcut după unul de 20 de ani, păi i-am dat drumul, i-am dat 10 lei marș acasă. Ia 20 de lei de taxi prosul și a luat țigări. Asta zic, trebuie să ai diversitate, bro. Bă, dar trebuie ceva? Nu trebuie, dar mi se pare că e cel mai de jos nivel cu care să te joci de-a fututul cu asta, cu lauda fututului. Nu știu cum să... Fala Galaction. Că e cel mai simplu. Cineva repede, conversație interesantă. Și cu cărțile cum mai stați? Oribil, am râs de Mirel, că a venit în... Am stat în aceeași cameră cu Mirel Popinciuc la Cisnădie și și-a luat camera, a zis: Vere, mă duc să dimineața, mă trezesc, beau cafea. Bă, ce să-mi bag pula. Am stat 4 zile cu el, la un moment dat cartela de la cameră era la el. Și zic: hai să-l sun pe Mirel. Că era el, Arafat. El nu era... Nu era de găsit. Și l-am sunat pe Mirel, am văzut acolo Mirel Popinciuc pe telefon și deja mi-a luat așa, mi-a luat poziția să vorbesc la telefon, să zic: Vere, unde-i cartela? Zice: Vere, mi-a luat carte să ies așa la țigară, să bau o cafea, să citesc în parc, în Cisnădie. Și n-am deschis cartea odată. Ne-a îmbătat atât de rău încât odată n-a deschis cartea aia. Mirel, absolvent de psihologie. Absolvent de laureat. Psihologie. Laureat. E pe introspecție, Mirel, mai are și latura asta pe care nu multă lume. Toți îl luăm așa, că the easy way to get to Mirel e asta, pe șmechereală, DNB, din astea, dar are și... Are un băiat sensibil. Știe cuvinte. Da, știe cuvinte. Îl pasionează sufletul uman. Uite, exact ca fututul cu aia. Mă doare în pulă câte cuvinte știi tu. Vreau să văd cum le folosești. Vreau să văd ce folosește-le cuvinte... Folosește-le într-o propoziție, bro. Că așa toți avem cuvinte. Echidistanță, de exemplu. Hai să spunem că acesta a fost podcastul din ziua de astăzi. Ne apropiem de o oră. Acesta a fost podcastul. Ținând cont că trebuie să ne prelingem și pe Patreon să continuăm distracția acolo. Da. Ce povești picante mai avem? Vineri venim plecăm în turneu. Vineri 27, dacă nu mă înșel? Cred că da. S-ar putea să... Râmnicu Vâlcea. Băieții mei, veniți la spectacol în Râmnicu Vâlcea, 27 octombrie, vineri. Craiova, 28, sâmbătă, și duminică la Timișoara, pe 29 octombrie, după care săptămâna viitoare ne luăm o pâine și mergem în Gala și în Brăila. Vă așteptăm la show! Ți pare tardat. Cum să nu fuți? Când vezi că își dorește așa de mult bilete la spectacol, vă rugăm, veniți. Și vă rog, nu vă bateți cariciu de mine că fac eu mișto de doamna asta, că Boxi a văzut-o având o conversație normală. A, da, el nu are nimic. Stătea cu cineva la vorbă, țigare, chestii, și apoi se întoarce: băiatul meu! Come on, cum să... How can I not make fun of this? Mulțumim că a stat cu noi. Bye. Bye. O săptămână frumoasă. Valentin Jurj ne întreabă: ce faceți când nu vă vede nimeni? Uneori îmi place să mă mai prefac că ar putea să țâșnească ceva din sfârcuri și mă ies pe hol spre Boxi și fac piu-piu. Zi-mi o piele mai sensibilă decât pielea anusului. Da, cred că la anus, fiind atât de multă
în contact acolo, se bătătorește un pic pielea, se face un pic așa mai... Se tăbăcește curul? Se tăbăcește un pic. Eu cred că am curul așa ca... Ai văzut cum au elefanții sub ochi? Da, mă, da, și Denise Rifai la o petrecere și vezi că ea soarbe un cocktail, cumva este și dumpit. Și face zgomot. Și e și dumpit până acolo. Da. Șlorpă dintr-o, dintr-un cocktail. Și cumva este și Dan Bittman acolo, încearcă să o... A, e, s-o sunt agaze, eu versus cumva, Dan Bittman? Da, și, da. Tu vezi că Denise e un pic retrasă, e un pic... Caută scăpare. Caută un pic de scăpare și Dan Bittman putea spune că o agasează. Vezi din gesturile lor? Dan e cu mine.